declarația politică de astăzi, rectificarea bugetară, pozitivă în viziunea guvernului PSD-ALDE, negativă pentru români. Guvernul PSD-ALDE face ce știe, șmecherii și inginerii financiari bugetare pentru a ne arăta o imagine pozitivă a bugetului de stat și implicită a economiei românești. Pentru a veni cu un plus la bugetul general consolidat, guvernul PSD-ALDE rectifică un plus de 617,3 milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat și plusează la bugetul general consolidat al unităților administrative teritoriale, blocând investițiile. Asta chiar dacă din datele oficiale ale Ministerului de Finanțe se vede cum bugetul de stat se diminuează la venituri cu suma de 1.236,5 milioane lei, la cheltuieli cu 347,7 milioane lei, majorând deficitul cu 978,8 milioane lei. Pe scurt, ia bani de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației Naționale și a Comunicațiilor și alocă Ministerul Finanțelor Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în special pentru plata drepturilor salariale și a celor de asistență socială. Rectificarea bugetară propusă de guvernul PSD-ALDE ia peste 8,5 miliarde de lei de la ministerele responsabile cu cele mai mari investiții din fondurile publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și a Fondurilor Europene și Ministerul Comunicațiilor. Declarația mea politică de astăzi se numește Prezumția de nevinovăție în societatea românească. Stimați membri ai Parlamentului, Parlamentul European a adoptat anul trecut Directiva Europeană 343/2006 privind consolidarea prezumției de nevinovăție. Directiva este obligatorie pentru toate statele membre și ea trebuie introdusă și în legislația națională până la data de 1 aprilie 2018. Îmi doresc ca PSD să susțină implementarea rapidă în legislația românească a Directivei Europene 343/2016 pentru respectarea prezumției de nevinovăție, nu pentru motivele pentru care le-ar crede unii colegi din opoziție, ci pentru a pune în practică un bun câștigat prin Sistemul European de Protecție a Drepturilor Omului, sistem din care și noi am vrut să facem parte. Declarația președintelui Iohannis despre penali și comunicatele anumitor parchete încalcă legislația europeană, termenii de penali sau pușcă de abil vor trebui să dispară din discursul politic. Discursul președintelui pe tema penalilor este un discurs anti-european și atacă frontal drepturile fundamentale ale omului. Din perspectiva europeană, la fel de ilegale și defăimătoare sunt și comunicatele unei unități de parchet sau interviurile unor magistrați prin care sunt incriminate persoane publice și le prezintă ca fiind vinovate înainte de a se pronunța o instanță. PSD va susține implementarea rapidă a Directivei Europene privind consolidarea prezumției de nevinovăție. Declarația mea politică se intitulează Iubesc România și voi face tot ce îmi stă în putință pentru mai binele țării și al compatrioților mei. România se află de aproape 3 decenii încoace într-o competiție economică capitalistă în care a pășit de pe poziții de inferioritate. Din startul asumării economiei de piață, după decenii de comunism utopic, a rămas descoperită, lipsită de imunitate economică, fiind necompetitivă, nepregătită instituțional și, evident, incapabilă să facă față asalturilor capitalurilor externe și rețetelor economice de succes ale globalizării și mondializării. Astăzi, după ce și-a înstrăinat aproape toate resursele energetice și patrimoniale, când oamenii de afaceri români și produsele economice autohtone au ajuns în mod critic pe cale de dispariție, când existăm letargic și blazați la voia întâmplării, iar suveranitatea constituțională a ajuns o simplă vorbă în vânt, consider că este timpul să ne gândim cinstit la protejarea țării și a capitalului autohton, a produselor și economiei românești. Declarația poartă titlul 17 octombrie, Ziua Mondială pentru Eradicarea Sărăciei.
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a decis în anul 1987 ca data de 17 octombrie să fie instituită Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Este ziua în care peste 100.000 de oameni s-au adunat în piața Trocadero din Paris, unde a fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948, în semn de solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a violenței și a foametei. În România, Constituția prevede că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cu toate acestea, constatăm că există impresionant de mulți oameni săraci, dovada cea mai elocventă a acestei stări, de fapt, fiind numărul mare de emigranți români pe care sărăcia a alungat din țară, într-o țară bogată în resurse, ca România n-ar trebui să existe săraci, excluzându-i pe leneșii care preferă ajutorul social în loc să-și asigure traiul prin muncă. În sistemul totalitar, menținerea populației în stare de sărăcie era politică de stat. Oamenii săraci și ignoranți au fost mereu ușor de manipulat, de exploatat, în interesul clasei conducătoare. Azi trăim într-un regim democratic, însă vedem că sărăcia se ține scai de români. Din vina cui? Să mai existe în structurile statului român persoane care provin din vechiul regim sau oameni noi cu apucături vechi? Am depus o propunere legislativă privind drepturile pacientului, menținerea drepturilor pacienților, de a primi rețete gratuite, rețete compensate, bilete de trimitere și concedii medicale la toți medicii din sistemul serviciilor de sănătate, și privat și public. E foarte important, dacă un pacient se prezintă la medic, plătește din buzunarul lui consultația și ecografia, dacă are nevoie de o computer tomografie, să primească un bilet de trimitere în continuare, să poată să se prezinte și această investigație să fie compensată sau plătită integral. Este un drept al pacienților. Nemai vorbind și de faptul că în prima fază, după luarea examenului de specialitate, medicii tineri, fără contract cu casele județene de asigurări de sănătate, nu au acest drept. Prin propunerea noastră legislativă, am dat dreptul, posibilitatea de a contracta cu casele județene de asigurări de sănătate pe examene paraclinice, pe bilete de trimitere, concedii medicale și rețete gratuite sau compensate, să aibă dreptul de a elibera aceste acte.